Hello! Începem vlogurile, finally! Și îl începem cu un eveniment foarte drăguț cu beauty vloggers din București. Nu știu dacă vin și din afara Bucureștiului, că încă n-au venit toate fetele și le aștept. Ele stă acolo în spate deja. Și începem să ne adunăm ușor, ușor și apoi nu știu ce se va întâmpla. Vom vedea! A venit și Cami! Mămica, proaspăta mămică! Cum este? Spune-ne impresii! Foarte tare! Este cel mai drăguț copil pe care l-am făcut în viața mea! Serios? Da. Și eu pot să confirm că este cel mai drăguț copil pe care l-am făcut în viața mea! Și cu minte! Când e foame, în rest n-are colie, nici n-are nimic, el doarme, mănâncă, zâmbește, cam asta face. Cel mai bun exemplu aici. Ți-ai făcut ceva la sprâncene? Da, mi-am făcut micropigmentare. Eram sigură, arată super bine. Și Mihai a zis că lui e prea o porcărie și a cunoscut doar oameni care vor chestii. Păi, depinde unde le faci, da. O să dau zoom pe sprâncenele tale acum. Te vânești pe tine, dar să știi că e foarte... Yo, that highlighter is popping, yo! Ce e ăla? Sephora. Da? Ala? Marfa. Niște fetele. Ce bilețel ai tras, Ioana? Ce bilețel spune da. Așa? Ia. Spune-ne 5 beauty blogger preferați și de ce și ce brand de cosmetice ți-ai dori să încerci, dar nu ai avut ocazia. Îmi plac întrebările, da? Da. Vezi că vine rândul tău. Așa fac, de câte ori apare camera pe mine? Ți-a intrat un reflex. Trebuie să pui basic bitch mode. Da, da, da. Stai. Ia, da. Acum ajunge acolo la noi. Hai gata, dau mai departe, ce îți ia atâta pentru? Ce alegi? Eu am cel mai frumos moment legat de vlog. Ah, știu deja. Discuția la Cannes, Bioderma. De ce ai luat două? Trebuie să luăm câte două? Două, da. Gata? Poți să iau? E bună asta, da. Your turn. Dacă mai cumpăr produse. Așa. Și care sunt punctele forte ale vlogului tău? Ha-ha! Greu! Mamă, ce lumină e din partea aia! Îmi pare rău, fetelor, voi nu o să apăreți foarte clare. Să-mi asum! Ce? Care sunt punctele forte ale vlogului tău, dar cele slabe? Oh, asta e analiză, analiză! Eu am doar forte, tu ai mai forte! Că nu am! Nu ai, nu ai. Toată lumea știe. Hai, tu te aceeași întrebare. Vreun produs, serviciu, da, care ne-ai face. Brandele de la care nu ai cumpărat produse, de ce? Opa, prindem pe camera asta. Cumpăra chinezării, grupii rău, nu știu. Cel mai frumos moment legat de vlog a fost momentul când m-a recunoscut prima dată cineva. Aaaa. Dar a fost foarte nașpa, fiindcă tocmai am făcut extracție. S-a întâmplat să primești un produs pentru ca mai apoi chiar să-și ceară să scrii despre el, cum ai reacționat. Da, s-a întâmplat cu timp. Câtă vreme mi-a trimis un produs și n-am avut înțelegere să scrii despre el, nu scrii despre el. Așa, care este cel mai urât comentariu primit de prin blog, YouTube, Instagram, Facebook? Și cum ai reacționat? Nu văd de făcut, da? Ce-ți mai place shaorma? Nu, nu mi se pare atât ură, mi se pare funny. Nu le acționez de obicei la astfel de comentarii. Și ce ai zis? Nu i-ai zis că să nu fie cu ceapă. În 2010 și a avusesem curajul să postez și eu un outfit și m-am făcut aia din cap până în picioare, că n-am văzut, că n-am țipe, că n-am picioare, că să nu port așa, că să nu port așa, că să nu mai port. Pur și simplu m-a recimat. Varză m-a făcut. Și eu am plâns vreo două zile și am zis că eu arăt ca dracu, că eu nu mai postez, că nu știu ce și... Dar între timp am învățat să nu mai arăt. Da, nu, acum ca dovadă fac că... Sunt îmbătrânit. Trebuie să faci 5 de outfit-uri, așa că... Am văzut fericită. Da, 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 da. Tocmai de asta. Super, mulțumim. Ștefana!
Cel mai frumos moment legat de vlog. E legat și de vlog și de vlog, de ambele. Și e atunci când, momentul când am câștigat pe excursia la Cannes cu Bioderma. Am avut un concurs cu niște probe și am câștigat practic pe Mary și atunci m-am simțit foarte, foarte bine că a fost apreciat ce făceam eu. Și a doua întrebare, având în vedere că beauty bloggers primesc foarte multe produse, îți mai cumperi produse de beauty? Dacă da, ce anume? Da, mai cumpăr când mă tentează foarte tare ceva, dar în ultimele luni am fost în nou buyer, așa că nu am mai cumpărat absolut nimic. Eu? Există vreun produs, serviciu care nu îi face niciodată reclamă? Cred că gen detox-urile alea. Da, nu, chestii de alea, gen diuretice, n-aș părere. Dar și ca alea gummy bears de păr, ci că funcționează. Păi au biotină în ele, deci ar funcționa. A. Așa, care sunt punctele forte ale blogului tău, dar cele slabe? Punctele forte, o să încep cu forte, sunt faptul că cred că vorbesc destul de liber și asta le place oamenilor. Adică sunt destul de, nu vreau să zic tranșantă, reală. Și asta le place oamenilor și am și spiritul ăsta creativ de a face tot felul de chestii inovative, să zic așa. Cele slabe sunt faptul că sunt inconsistent, adică am highs and lows. Oricând mă duc așa și postez super mult, mă chinui foarte mult pe un clip și după aia... Asta are legătură cu jobul? E și din partea de firmă, dar și faptul că, nu știu, mă stresează că nu pot să le fac atât de creative pe cât mi le-aș dori. Că sunt o persoană creativă, e cumva moartea pasiunii artistului. Asta se iei pe bilețel sau ai? Da, nu, serios! Relaxare! Cel mai mult și mai mult îmi place să mă uit la filme. E activitatea mea numărul 1. Și pot să mă uit gen, să-mi iau sâmbătă și duminică și să fac doar asta. Cap, deci pur și simplu nu mai trebuie absolut nimic. Poți mai vină lumea la mine, ne uităm la filme, oricare. Noi am fugit repede de la eveniment, un pic mai devreme, ca să ne facem niște poze până nu se ce lumina. Mai că se vede drăguț. Super, baba, la fel este acum. Mă dezbrac. Se va dezbrăca. Ta na 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 na. Apar în primul vlog? Da. E un pic ciudat. E frumos Bucureștiul câteodată. Chiar e frumii. Ia. Mamă, ce urlă pe scărușii ăștia, frate. Ia, hai, plimbă-te, hai. Am ajuns acasă. Ce faci, mă? Sisko? Nu e bun blugul, nu e de mâncare. Chiar nu e. Avem un bolnăvior aici. De fapt nu e bolnăvior, e doar obosit. A, obosit. Da. Dar Sisko îl apără ca întotdeauna. Îl păzește să fie ok și când era răcit, stătea la picioarele lui. Drăguțul de el. Și am descoperit un serial nou. Andrei, nu mai știu cum se numește, zi tu dacă ți-mi minte. Great News. Great News. Da. Oh. Da, filmează-o. Ce amuzant e, Sisko, fără urechi. Unde sunt urechile, mă, băiatule? Unde sunt, mă, urechile? Sisko. Acu' e doar o ureche. Hello. Oh. După cum vedeți, am respectat garderoba capsulă. Este prima zi din decembrie. Bine, am început-o imediat de când am postat videoclipul, de fapt, dar mă rog, punem la socoteală din prima zi de decembrie. Și am purtat rochița asta pe care v-am arătat-o, cu niște ciorapi groși, cu botinele acelea cu platformă și cu ciobănașul pe deasupra și a fost la fix. Și am avut de fapt și băscuța, dar am uitat-o la pucioasa, băscuța, asta e. Da, și m-am întors cu sacoșele astea de la eveniment și mâine să facem acum un mic unboxing împreună, să vă arăt ce e pe aici, mai ales că multe s-ar putea să ajungă pe la unele dintre voi. M-am întins aici pe jos ca să deschidem pachetelele și ce voiam să vă mai adaug este că pe Instagram momentan am un mega mega giveaway făcut împreună cu niște fete și o să mai urmeze încă unul cu foarte multe produse, așa că dacă vreți să aveți șanse să câștigați multe produse pe care să le împărțiți cu prietenele voastre sau mă rog să le păstrați pentru voi dacă asta vreți, check out my Instagram. Și acum hai să începem. Eu le-am pus pe toate în două sacoșe ca să pot pleca de acolo, pentru că erau efectiv 7 sau 8 sacoșe, cred că, în total. Și a trebuit să fac un fel de Tetris, să le pun unele peste altele, ca să încapă în cât mai puține chestii să pot pleca de acolo liniștită. Așa că o să fie amestecat, adică nu o să pot să vi le arăt pe branduri, asta e de la asta, adică vă zic, mă rog, de la ce e, dar
da, nu o să pot să vi le arăt cu sacoșele lor, practic. De la Lorven Hair Professionals, e prima dată când aud de acest brand, sincer. Keratin Vitality este un șampon pentru repararea părului și pentru și anti-căderea părului. Cam așa arată el. Și tot de la acest brand am și un leave-in treatment, care practic este pentru frizz control și heat protection. Asta e interesant de folosit. Deci protejează părul împotriva căldurii excesive, pentru placă, fân și așa mai departe, și îl ajută și pe partea de frizziness, să nu mai fie așa, care ar fi cuvântul, electrizat. Așa că s-ar putea să fie foarte binevenit în această iarnă produsul și văd că mai scrie pe el că este pentru păr colorat. Perfect. Am aici o punguță de la Wet n Wild. În primul rând am o pensulă. Ei spun că este o pensulă pentru powder or cream blush. Deci blush brush, să spunem. Am încercat-o deja, adică n-am încercat-o pe-a mea. Am încercat-o Irina, care era lângă mine la eveniment. Irina de la The Rose Scientist. Și știu că este o pensulă foarte fină și foarte moale și sigur, sigur o să bag în colecția mea. Mi se pare foarte drăguță, cam așa arată ea. Și o să pun aici deoparte. Tot de la Wet n Wild mai am aici un eyeliner lichid care este și waterproof. O paletă de culori. Sunt niște culori așa pământii majoritatea și foarte multe dintre ele sunt de fate din ce văd. Un highlighter de care iarăși povestea Irina și l-a dorit foarte mult și s-a bucurat foarte mult când a văzut că l-am primit. Se numește Blossom Glow și este un highlighter care are așa un model în relief foarte simpatic și chiar sunt curioasă de el. Și mai am aici mascara Lash Renegade. E foarte interesant ambalajul. E geometric, așa mi se pare tare ideea. Și un ruj lichid în nuanța Berry Recognize. Deci o nuanță zmeurie. Astea sunt de la Wet n Wild. Mai am aici o pungă de la Seventeen, dar este și cu alte produse în ea, așa că le luăm pe rând. Ah, văd că mai am un produs de la același brand de păr de mai devreme, de la Lorven. Și asta este o mască, tot așa cu keratină. Avem și un mini produs de la Moroccan Oil. Este o cremă de mâini. Și dacă vă întrebați care e faza cu toate produsele astea, adică ați văzut că am fost la un eveniment pe zi astăzi, este un eveniment anual al blogărițelor de beauty. Nu mai fusesem sincer de vreo 2 ani. Înainte îl organiza Ioana Dumitrache împreună cu fetele Cristina și Larisa. Anul ăsta s-au ocupat doar Cristina și Larisa de el. Și, practic, ele caută sponsori care să se ocupe de acest eveniment. Evident, sunt foarte multe produse și multe dintre ele o să ajungă, după cum spuneam, la unele dintre voi prin giveaway-uri sau prin pur și simplu comentarii alese de mine dintre persoanele care comentează în mod curent și care consider eu că merită aceste premii. Și o să le ajungă și pe la prietene. De la Seventeen am o mască, o mască cu bujor, cu moringa, cu multe chestii pentru toate tipurile de ten și o mască pentru radiance, zic ei, și regenerare. Ok, interesant. Asta chiar e interesant. Mai pescuim de aici ceva. Tot de la Seventeen avem un ruj. Nu știu cum să-l numesc. E ruj metalic în primul rând și din acela cu două capete. Deci aici este culoarea și aici este glossul care se dă deasupra. Am două. Ambele sunt metalice. Unul e roșu și unul e mai vișiniu, așa. Am aici o paletă foarte faină. Se numește Makeup Essentials și este încă mi-a picat hârtia. Înăuntrul ei, iau și cu hârtia aici lângă, are așa un highlighter, un rose blusher, un peach blusher, light contour, warm contour și dark contour. Deci linia de jos este de conturare, iar linia de sus este cu highlight și cu blush-uri. Interesantă paleta asta, chiar interesantă. Tot de la Seventeen am și o paletă de farduri, se numește Naturally Nude și acestea sunt fardurile din ea. Wow, ce rasă pige! Sunt niște farduri mari și sunt, nu sunt mate toate. Acestea de aici, elul ăsta de aici e din farduri mate și elul ăsta de aici este din farduri care au un fel de sclipici așa auriu rozaliu în ele. Interesant. Cred că ar fi niște smokey eyes drăguțe. O vedeți acolo în spate cum stau eu pe jos aici, ca o copiliță înconjurată de pungi. Acum avem un ruj, nu e ruj, Ultra Shine Lip Gloss. Este un lip gloss de la Babor. Și tot de la Seventeen, dar știam eu că mai e ceva. Mai avem acest set pentru toate tipurile de ten. Este un set de travel și conține... Unde scrie ce conține?
Aha, un lapte de macchiato și o loțiune stimulantă. Stimulantă de ce? Nu știu. Am primit și o pereche de gene false de la Ardell, poate cu ocazia asta am văzut și o să le aplic. Și sunt 105 black, nu știu cine sună. Iar aici am un ulei pentru cuticule și pentru unghii de la C&D. E o chestie foarte micuță și foarte drăguță și pe asta chiar o să-l folosesc, pentru că știu că înainte, când îmi făceam manicura și mergeam la gel, la unghii cu gel, foloseam produsele C&D și îmi plăceau foarte tare, așa că mă bucur. Am și o mască cu acid hialuronic, o mască hidratantă. Mai avem tu de la Moroccan Oil o loțiune pentru netezire, pentru toate tipurile de păr, esențial pentru coafatul la cald, Blow Dry Essential. Sunt tare curioasă, nu înțeleg exact ce face, deci netezește părul. Practic, probabil pentru firele astea mici pe care le am eu pe ei sau pentru firele mai uscate care stau în afară, nu înțeleg exact. Se activează la căldura fionului și este infuzată cu ulei de argan hrănitor, unt de argan, vitamina E și acizi grași esențiali și lasă părul moale, neted și ușor de coafat. Controlează încrețirea în timp ce combate umiditatea. Am înțeles. Interesant. O să-l încerc, sunt curioasă cum e. De la Andalou am, ce tare, am un ser cu vitamina C și cu turmeric. Este un ser care practic trebuie să redea luminozitatea tenului, în general asta face vitamina C. Și culmea e că fix același ser l-am eu momentan în sertar pus la păstrare pentru când o să-l termin pe cel de la Kiehl's, pentru că eram curioasă să-l încerc, să văd ce face și cum este. Din aceeași gamă cu vitamina C am și masca cu acid glicolic, deci nu e din aceeași gamă, scuzați-mă. Dar văd că e tot portocaliu, de-aia am crezut. Tot de la Andalou, masca cu acid glicolic, Pumpkin Honey, este destul de populară asta, deci s-ar putea să fie auzit de ea. Mai am aici niște mostre cu un moisturizer și un recovery cream și mai am și un ceai, ce drăguț, Vanilla Ginger Peach. Un ceai negru cu vanila, cu vanilie, ghimbir și piersică de la Tilia. E prima dată când aud de acest brand de ceaiuri, dar o să coboare jos în bucătărie cu mine și o să-l încercăm în seara asta. Bun, am terminat una dintre sacoșe și acum o să trec la cea de-a doua. De la Posey 183, nu știu exact ce este acest brand, știu doar că scrie pe LDM, deci se găsește în LDM și este o cutiuță cu 3 highlightere colorate. Unul mov, unul roz și unul galben. Tot de la DM, de la Balea de data asta, avem un body lotion cu rubarbă și cu vanilie. Cristina, n-ai loc în punguța aia. Tot de la Balea am și o mască de păr. Nu o să știu exact să vă zic la toate astea ce sunt, pentru că scrie în germană pe ele și eu nu știu în germană. Asta e un deodorant. Din fericire, unele cuvinte se aseamănă măcar atât. Dar chiar nu o să știu la toate. Asta e un body spray, eu nu folosesc body spray, din păcate. Sau nu știu dacă neapărat din păcate, dar nu folosesc, pur și simplu. Și tot de la Balea, un peeling de duș, cred. Așa pare că scrie aici. Nu scrie deloc în română pe ele, deci chiar nu știu ce să vă zic. Dar bănuiesc că e peeling de duș, că așa îi spune numele. De la Yves Rocher, am un săpun de mâini, săpun lichid, cu... Nu știu, se numește Golden Tea, dar nu știu cu ce e să vă zic. Deci probabil cu un fel de ceai. Îi zic doar ceai, nu zic exact de care ceai. Deci să pun de mâini. Asta îmi place. Îmi place să le pun în baia oaspeților de obicei, pentru că e ceva special, așa. Tot de la Yves Rocher am și un lapte de corp, Red Apple. De obicei, cei de la Yves Rocher au niște game foarte interesante de iarnă, care miros bine de tot. Iarăși de la brandul ăsta, 183, sau, a nu, 183 Days, 183 days, nu știu ce brand e ăsta, by Trend It Up, Glitz Stick. Nu știu ce ar trebui să fie acest Glitz Stick. Văd că pare să fie un ruș cu foarte mulți clipici în el. Mai am aici, de la același brand, un primer care este sub formă de ulei de față. Nu înțeleg exact. Cum adică primer care e ulei de față? Se mai așează fondul de ten dacă e ulei? Interesant, nu știu, o să investighez acolo. Am și două oje. Tot de la Trend It Up. Ne întoarcem la Yves Rocher, am și o cremă de mâini tot din gama Red Apple. Iar Balea am o cremă de mâini matcha latte. Nici nu o să am ce să fac cu atâtea creme de mâini. N-am atâtea mâini. Iarăși Yves Rocher, de data asta, un gel de duș Golden Tea. Ăsta ajunge direct în baie, cu siguranță. Am aici, iarăși de la 183 Days, un fard care este foarte drăguț, e albastru, așa cu sclipici în el.
De la The Body Shop. De la The Body Shop este ceva interesant, și anume jumate de fluturaș cu... cu ce este? Cu niște lip balms, cred că. Da. Sunt balsamuri de buze cu mai multe arome. Asta mi se pare foarte fain de făcut cadou. Chiar arată foarte, foarte tare. Ah, se deschide! Ce fain! Se deschide! Nice! Mai am aici o cutiuță de la Yves Rocher și conține această cutiuță drăguță. Cam așa arată. Nu știu exact pentru ce e cutiuța asta. E goală. Cred că merge să pui ceai în ea, vorba Irinei. Nu știu, dar are niște desene foarte simpatice pe ea și îmi place. Mai am tot de la Yves Rocher un balsam de buze din aceeași gamă, Golden Tea, și de la 183 un All Over Liner. Deci, un creion de ochi, dar care îmi pare să fie un gri, gri închis așa cu ceva sclipici albastru. Iar ultima sacoșă este de la Solaris, preferații mei. Și avem un ceai care este cu măr și cu scorțișoară. Ulei pentru masaj cu cocos și migdale. Andrei o să fie foarte fericit pentru asta. Lui îi fac tot timpul masaj cu ulei, care spatele praf și mai are nevoie, mai ales la muncă, tot timpul așa, cocoșat deasupra calculatorului. Alune de pădure coapte, pe care cred că o să le ronță în seara asta. Șampon pentru volum de la Rausch. Multe mostre de șampoane de la Rausch. Și mai multe. Și mai multe. Un balsam. Și ultimul lucru este un ulei esențial. Cuișoare! Nu aveam cuișoare, ulei esențial. Și acum că am o ciupercuță din aia de se bagă în priză, pui apă și niște picături de ulei esențial și practic îți suplimentează umiditatea din cameră și miroase și frumos. Și nu aveam cuișoare. Aveam multe uleiuri esențiale de la Solaris, dar nu aveam cuișoare și e numai bun pentru vremea asta. Acum sunt, evident, înconjurată de produse din toate direcțiile. O să mă apuc să le strâng, după care o să deschidem prima zi din Advent Calendarul pentru această lună de vloguiler. Acesta este Adventul din acest an. Probabil că ați văzut și în pre-vloguiler. Și ce vedeți acolo e un mic sneak peek, sunt 3 produse care vor ajunge la 3 dintre voi la un moment dat. Dar hai să deschidem ziua 1. Am găsit-o pe ziua 1. Aici este. Deci să vedeți cât țin eu la unghiile mele. O deschid cu penseta. Balsam. La cine am văzut de balsamul ăsta că e foarte apreciat? Cred că la Denise Aluntraru. Da. Deci să vedem dacă este mai bun decât întregitul meu Lano Lips. We shall see. Dar este un produs full size, 15 ml. Mulțumim! Mulțumim! Așa avem și aici. Apply liberally and allow excess balm to be absorbed. Deci e și ca o mască, așa mai mult pentru buze. Nice! Bun, mulțumesc ziua 1! Nu vreți să știți cât de fericită sunt că am reușit finally să reparăm laptopul vechi al lui Andrei, pentru că editează atât de repede! Și în sfârșit pot să fac și eu vlogurile să fie gata în mai puțin de 3 ore, cum era până acum, sunt atât de fericită. Doamne, cum am trăit până acum fără tine, baby. Este un laptop foarte urât, apropo, dar nici nu contează pentru că își face treaba bine. Vezi? Contează cum arăți, contează ce știi să faci, bravo, bravo. Aici. Mi-a răspuns Caiete. Cum să fii bolnăvior fix în prima zi de vlogging? Sunt puțin un pic obosit. Ești puțin obosit? Te răsfăți cu ceva? Sigur, asta pot să-ți răspund mai repede, da. Atunci nu te răsfăți. Glumesc, îți fac un ceai bun și un masaj. Am primit ulei de masaj de la Solaris. Ce părere ai despre asta? Am o părere foarte bună. Atâta timp cât îl și folosești pe mine, știi? Corect. Și am primit și ulei esențial cu miros de cuișoare pentru roboțelul ăla care ne face mirositor frumos aici. Mi-a omorât. Ți-a omorât. Trebuie să vă pun la curent de ce e Andrei, acest zombie canapelist.
a primit de ziua lui, de Sfântul Andrei, de la Ioana și de la Andy, Shadow of Mordor, un joc pe care și-l dorea foarte mult. Iar de atunci, nu prea îl mai mișc de aici, nu prea pot să-i mai scot chestia aia din mână. Dar înțeleg. A muncit mult anul ăsta, merita și el să se joace. Recuperăm Vocea României, care a rămas în urmă cu două episoade. N-a fost acasă. Așa că ne uităm pe Click Sud și ne punem la curent. Rău, atâta vreau să zic. Alma. Alma din echipa lui Tudor. Doamne, cum e fata asta. Deci merită să câștige. La fel va face și Irina. Doamne. Mi-a plăcut atât de mult actul. I-a plăcut atât de mult. Și mie atât de mult. Bine, acum știu că și și aș fi nașpa. Ce? Să nu câștigi la voturi? Să nu mergă mai departe. Nu. Deci noi ne uităm acum și la reluarea de ieri seară, cum ar fi, de pe 30 noiembrie. Live-urile de le-am ratat și am aflat că am ratat și în seara asta live-ul. Așa cum simți tu. Doamne, cum e fata asta. Da. Hai cu Alma, te rog, hai. Hai. Ecran, stă să înceapă. Hai. Dar nu fierbe. Să vedem. Am mai emoții ca Tudor. Și el știe deja. Hai. Hai. La egalitate deocamdată amândoi. Haide. Mamă, cât de strâns e. Aia e, mă. Bravo. Diferență foarte mică. Mi se cam închid ochii, așa că o să mă duc să mai citesc un pic înainte de culcare și să mă bag la somn. Și să încheiem ziua 1 de vlog-ul. Ne vedem mâine.